Voie foarte scurt. Poate că drogurile consumate nu rămân prea mult timp în organism și le depistăm greu prin urină, prin sânge, chiar și prin firul de păr. Dar efectele consumului de droguri rămân. Și de-aia mă gândeam cât de rău am putut să ajungem să ne punem problema că poate anumite legi în Parlament au fost inițiate, au fost dezbătute sau poate chiar votate de persoane aflate sub influența drogurilor. Deci vă dați seama cât de grav am ajuns să discutăm despre parlamentari care poate au votat noi avem deja și au inițiat și au gândit legi. Noi avem cazuri de polițiști care făceau parte dintr-o influența consumului de droguri? Doamna, da, au fost prinși polițiști la